Tăcerea inimii catena. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Sănătate cu de toate. Vă așteptăm și astăzi cu un sumar generos, sănătos și gustos. Așa că rămâneți alături de noi. Întotdeauna o zi bună începe cu o cafea bună. Pentru a afla câteva dintre secretele cafelei, am venit astăzi în vizită la Șerif, care este un șerif al cafelei, să spunem așa. Bine ai venit, Larisa. Și deja eu o să încep să pregătesc ceva deosebit, o cafea deosebită, pe care am pregătit special pentru această întâlnire pe care o avem noi astăzi. Îți imaginez că n-am băut astăzi cafea. Eu acum pregătesc o cafea de care este organică. Este unul din puținele cafele care au un scor de degustare făcut de către cei care sunt degustători de cafea, care are peste 88 de punctaj. Asta înseamnă punctaj maxim. E o cafea din Etiopia, este singura cafea pe care noi o considerăm că este perla noastră. Chiar dacă ea vine dintr-o singură origină, că o să vorbim după aia ce înseamnă origină și blend. Uitați, o să vezi eu acum. Să dăm la o parte puțină mostrele acestea pregătite de tine. În primul rând, Costi, uite cum arată. E o cremă. Exact. Vedeți, primul lucru pe care o să observați o să fie acel babile gustative al... O să începe să vă plouă în gură. Cam așa. Spune, da? Cam așa. Deja mă doare pe aici. Exact. Și este un dovadă că produsul este un produs cu un conținut de zahărul mult mai mare. Natural, noi vorbim fără să adăugăm zahăr. Multă lume mă întreabă, oare este bine să punem zahăr în cafea sau nu? Zahărul, în principiu, ceea ce face este îmbunătățește sau scoate în evidență aromele ascunse pe care noi nu putem să-l identificăm. Și o să vedem, o cafea fără zahăr are un gust cu zahăr. E mai intens. Potențează. Ceea ce v-am oferit acum este o cafea care provine dintr-o singură fermă și dintr-o singură sară. Ceea ce se numește single origin în viață. Specialitatea ta însă este de a mixa. Exact. Aici este exact punctul pe care aș dori să dezvoltăm puțin mai mult. Așa. O cafea care provine dintr-o origine anume este o cafea care este considerată, după părerea mea, ca o culoare. Cea care vine din Columbia, se zice, roșu, cea din Brazilia, albastru și așa mai departe. Dar amestecul de a face un cubaj, cum se face și în vinuri, este ceea ce scoate în evidență un gust foarte echilibrat, în care partea de dulce este mai evident, unele arome se simte mult mai bine. Și atunci, un artist ce face? Folosește culorile respectiv pentru a face un tablou. Deci tu faci un tablou din cafea, nu? Exact. Pentru mine e cafea... Metaforic vorbim, este ca un tablou. Și momentul în care avem un cubaj perfect făcut, se vede diferența între un single origin și un cubaj. Sunt puțini cei din România care fac acest meserie. Eu de 30 de ani, 92 am început. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Pentru mine cafeaua este mai mult pasiune decât să fie business. Cafea este una din produsele care au un conținut mare de acid clorogenic. Acest acid clorogenic inhibă ficatul nostru să absorbe grăsimile pe care noi îl bem. Așa, o cafea bine făcut, proaspăt brăjit, este mult mai sănătos. Eu, exemplu, beau exagerat, da, pentru că este meseria mea și trebuie să fac o degustare la fiecare șarjă din care prăjim. Dar 3-4 cafele pe zi de o cafea proaspăt prăjită și să fie, în general, cafele arabice. Cafele arabice au un conținut mult mai mare decât cele care se numesc robustă. În viață, aproape 93-94% nu există decât cafele din origine robustă, care sunt din robustă și nu arabice.
Dacă tot ai adus vorba despre aceste substanțe care absorb din ficat grăsimile, știu exact despre ce o să vorbim. Da. Mi-ai spus că ai o surpriză pentru mine. Da, exact. Acesta este unul din produsele noastre de care noi am dezvoltat și este supliment alimentar. Este cafea verde, nefermentată, nebrăjită, crudă, măcinată. Bună pentru ce? Pentru slăbit. Spuneam, acel acid clorogenic, în cafea se află o cantitate de 50% față de ceaiul verde, de exemplu, pe care este în jur de 13-12, diferență mult mai mare. Da. Rolul acestei cafele verde este de a inhipa, cum spuneam, ficatul să absorbe acele grăsime și este un produs care este chiar neutralizează radicalii liberi, reglează nivelul de glucoză în sânge, ceea ce este unul din produsele cele mai sănătoase, adică modul de mai sănătos de a bea cafea verde. Numai că nu are aromele pe care le găsim noi în cafele prăjite. Cafea, cât este verde, cum se vede și în aceste boabe, este o capsulă compactă închisă. Nu are absolut niciun miros. Nu miroase nimic. Exact. Prin prăjire, cafeaua la 220 de grade începe să scoată toate parfumurile și acele uleiuri naturale al ei. Și aceasta este ceea ce dă mirosul pe care noi îl vedem. Cu cât cafea este mai închisă la culoare, cu cât aroma cea mai evidentă este zahărul caramelizat, cu cât ea este mai deschisă, cu cât aciditatea este mai intensă, așa avem o aciditate mai intensă. Particularitățile bobului de cafea. Prin modul în care prăjim, obținem și un gust anume, mai deschis, mai acid, mediu este mai dulce, și dacă e mai închis, este mai caramelizat, este mai intens. Să trecem acum la modul în care prăjești cafeaua și în care faci mixurile. Plantațiile de cafea, în general, se fac sub umbra alte arbori, pe care, în momentul în care cafea înflorește, împrumută acele mirosuri. Un exemplu, cafele care vin din Columbia sunt lângă arbori de cacao și îi regăsim în gustul cafelei prăjit, aromă de ciocolată. Ciocolat. Corect. Din Etiopia sunt lingă citrice și găsim acel citric de portocale, de mandarini. Pregătirea nu este pur și simplu să iau 5 boabe din colo, 5 din colo și 5 din colo. Și trebuie să obțin un produs foarte echilibrat. În ceea ce privește aroma, în ceea ce privește cele 4 elemente pe care noi putem identifica. Dulce, sărat, amar sau acrișor. Acru. În cafea, în general, săratul este considerat un defect și nu trebuie să regăsească în produsul pe care avem acel sărat. Dar partea de dulce trebuie să fie primul loc, după care urmează aciditatea, să fie o aciditate bună, și retrogustul să fie un amar plăcut, nu astringent. Și atunci este un produs care ne transmite un mesaj de plăcere imediat. Și asta este dovada un produs care e sănătos. Produsele care sunt sănătoase întotdeauna acționează în partea noastră de fericire. Florin, pentru că ești prietenul emisiunii noastre, pentru curățenie și dezinfecție ai un cadou de la sponsorul ASEVI. Mulțumim frumos! Ia să văd ce cadou mi-ați oferit. O, foarte frumos! Mulțumim și sper să ne fie de folos! Știm cu toții că românilor le plac mesele îmbelșugate. Noi vă sfătuim în emisiunea noastră să consumați cu moderație lucruri deosebit de bune, sănătoase și în serii din astea limitate, cum veți vedea astăzi pe masa noastră. Dar mai multe lucruri despre produsele pe care le vom servi de sărbători anul ăsta, vorbim cu Cosmin. Bine te-am găsit! Bine ai venit, Bogdani! El ne oferă spre degustare o gamă foarte interesantă de produse. Vom ajunge și la ele, dar să o luăm de la început. De unde obțineți carnea pentru procesare în fabrica voastră? Proiectul a început acum 3 ani. În acel moment am început să investim într-un sistem complet integrat, începând de la achiziția de teren, luarea în arendă, achiziția de vite, Black Angus, de oi Suffolk, construirea unui abator în Rožnov, județul Neamț, și a fabricii pe care am vizitat-o împreună. Furajele?
De unde le procurați? Furajele le cultivăm noi. Și pe urmă le procesăm obțineți, le procesați. Fabrică de nutrițuri combinate, urmând a fi date spre consum animalelor. Odată abatorizate animalele, carnea ajunge în fabrică. Suntem în sala de fabricație, unde se prepară trei tipuri de sortimente de produse, cu specific vânătoresc, italian și tradițional. Acum facem un cârnat de tip salsiccia, specific italian. Așa, care ce conține? Carne de porc, condimente, nu avem sare cu nitrit, sare de mare neiodată. Bun. Fără arome sau conservanți artificiali. Păi se vede că arată foarte bine, adică nu-i rozul acela nefiresc. Exact. Așa. Tocmai de aceea avem și noi un termen de valabilitate mult mai scurt, pentru că aceste produse nu pot să țină o perioadă îndelungată. Am înțeles. Trebuie consumate destul de acest produs, repede. Termen de valabilitate este undeva la 7 zile. O, iată. Se poate pune pe grătar, găti la tigaie, oricum, sub orice formă. Din câte văd, nu are nici multă grăsime. Deloc. Deci îl putem consuma cu încredere. Carnea este de aici, din zonă, nu? Da, din zonă, de la fermieri locali. Perfect. Porți crescuți tradițional la fel, cu furaje fără întrezuri combinate sau alte chestii. Alex, ce conțin batoanele astea imense? Seamănă cu parizerul, dar nu cred că e parizer. Nu este parizer, este o mortadela. Ne-am inspirat de o rețetă de tip italiană. Conține carne lucru de porc și slănă tăiată cuburi și fistic. Fistic? Ați spus și fistic în este, ea? Este înăuntru, uitați, puteți observa și aici. Ia uzi, asta e rețeta originală, nu? Exact. Ia se uite. Observă mai mult la filiat, pentru că noi din aceste batoane le porționăm la cantitate, la gramaj tipic și probabil mai durează, mai urmează alte procese. Urmează procesul de fierbere, va dura undeva la 8-9 ore. În funcție de temperatură, din cauza diametrului foarte mare, va crește foarte greu temperatura. E, Costinela, dragă, Alex ți-a predat ștafeta. Suntem aici în zona de produse cruduscate, spun bine? Da, da, așa este. Aici avem secția pentru salamuri. După umplere, ele vin sus, sunt însămânțate cu cultura starter. Și avem prima fază de acidifiere. Se activează cultura starter a salamului. Iar aici vor sta pentru o perioadă de aproximativ 7 zile, până își face apariția mucegaiul, primii spori de mucegai. Asta trebuie să explicăm, să nu se sperie cei care ne aud, că cine știe ce înseamnă cuvintele astea de acidifiere, de starter, de... Este vorba de acel mucegai nobil? Sigur că da. Care trebuie depus, probabil, într-o peliculă foarte fină, astfel încât să... Da, formeze... el este înglobat prin scufundare. Așa. Și... este un mucegai nobil, adică este, se poate consuma, nu alimentar. Este sigur că da. Controlăm decursul maturării al produselor cu pH metru pentru a avea un pH bun, stabil. Atât umiditatea cât și temperatura sunt factori foarte importanți pe care îi controlăm pentru a ajunge la un produs finit de calitate superioară. Aici produsele sunt depozitate, etichetate și sunt gata pregătite pentru livrare, pentru a ajunge la clienții noștri. Să mai spunem o dată, ele au stat la maturat? Aproximativ 2 luni au stat la maturat. Au o valabilitate de aproximativ 3 luni, pentru că sunt naturale. Nu este un termen de valabilitate mare, asta încercăm da, să accentuăm. Da, sigur că da. Este firesc pentru niște produse naturale. Avem tehnologi cu o experiență foarte vastă în spate. În primul rând, ingredientele sunt naturale. Folosim usturoi natural, usturoi făcut la Botoșani, în comuna Copalău. Da, este usturoiul vedetă. Am filmat și noi acolo. Da. Este cel mai bun usturoi din Europa. Exact. Condimentele sunt la fel naturale. Sarea este sare de mare, fără nitrit, neprocesată.
Deci aveți foarte multă grijă ce puneți în cârnați, în șunci, în toate produsele astea minunate, care miros și foarte bine, să fiu sincer cu tine. Da. Mulțumim. Și care sunt produsele cele mai îndrăgite de români, din ce vedem noi aici pe platoul ăsta? După cum vedeți, platoul din dreapta dumneavoastră este platoul cu produse tradiționale. Da. În primul rând, parizerul este vedeta principală. Noi am dat denumirea parizerul de altă dată, el fiind după o rețetă dinainte de anii 90. Avem un cârnaț ciobănesc de oaie. Ăsta. Asta, nu? Da. După o rețetă luată de la o stână. De la o stână? Da. Avem cârnații lui Moș Gheorghe și lui Moș Vasile, denumirea luată exact după numele respectivilor persoane care au dat rețeta. Exact. Ah, foarte interesant. Moș Gheorghe și Moș Vasile. Moș Vasile. Și salam? Și un salam boieresc. Este un salam... Boieresc, da, da, da. Nu putea salam... să lipsească salamul boieresc. Afumarea produselor o facem natural, prin rumeguș, nu intervenim cu potențiatori de aromă, da. Fum lichid sau alte deci, iată o, produse care mai sunt pe piață. Un produs afumat natural. Vreau să îmi spui câte ceva despre produsele din carne de vânat. Sunt o categorie de produse bogate în nutrienți. Carnea de vânat o achiziționăm de la colurile silvice. Știm că animalele sălbatice mănâncă doar ce este natural, ce se găsește în pădure. De asta am și insistat ca să aducem un produs cât mai natural. Avem, după cum vedeți pe platou, un salam de cerb, un salam de mistreț, o pastramă de muflon, muflonul fiind o rasă de cerb cu o carne mai marmurată. În majoritatea rețetelor vânătorești se fac cu adaus de grăsime de porc. Noi am găsit soluția să nu adăugăm grăsime de porc, să le facem 100% din carne de vânat, din mistreț, din cerb, din căprior, din carne foarte puțin grase. E bine că nu ne spui povești vânătorești, ci ne declari sincer cum le faceți. Produsele le desfacem în propriul lanț de băcănii. Ne găsiți în București, în Focșani, în Iași, în Piatra Neamț și în Rosnov, unde avem magazinul fabricii. Sănătatea noastră este în siguranță atâta timp cât mâncăm puțin și de calitate foarte bună. Astăzi v-am pregătit o rețetă deosebită. Ne aflăm într-un bistro gourmet, unde avem întâlnire cu șef Cristina Dumitrașcu. Bună ziua, bine ați venit! Bine te-am găsit, Cristina, și mulțumim mult că ne-ai primit aici, în bistroul tău, unde, sinceră să fiu, am gustat niște bunătăți cum nu credeam că există. Dar pe cât de gustoase sunt, pe atât de sănătoase, am înțeles de la tine. Care e conceptul vostru, în primul rând? Vine de la foraging. Asta facem noi în timpul liber, ca să povestesc de unde vin toate minunățile și ce rețetă urmează să facem împreună. Mergem în pădure și mergem și adunăm ciuperci. Dar nu doar ciuperci, plante, de exemplu leurdă. Depinde de sezon foarte mult. Bineînțeles, iarna nu găsim, dar încercăm foarte mult să conservăm ceea ce găsim primăvara sau toamna. Și mergem și adunăm. Bineînțeles că ce culegem nu le dăm oaspeților, dar degustăm noi. Și încercăm cumva să ne jucăm cu ingredientele și să căutăm furnizori care ne pot ajuta să aducem ce facem noi în farfurie. Să spunem că preparatele voastre au la bază întotdeauna un fermentat. Da, un produs fermentat. Cum ați ajuns la rețetele de produse fermentate? Ne place foarte mult să citim. Asta ne ajută foarte mult să creștem și să ne inspirăm, că până la urmă este vorba de inspirație. Nu ne place să facem ceva mot-a-mot, ci pur și simplu să venim noi cu ideile noastre.
Am văzut că meniul vostru are puține rețete, dar care mai de care mai sofisticată și mai interesantă. Cred că nu sunt foarte greu de făcut, adică ele par simple, nu știu dacă mă înșel sau nu. Durează foarte mult timp până ajunge. Deci m-am păcălit. Nu, durează foarte mult timp pentru că fiecare preparat al nostru are ceva fermentat, iar un borcan pe care îl punem la fermentat poate dura până la un an de zile. Montezi astăzi pentru noi o rețetă? Una dintre rețetele mele preferate și cred că asta a fost prima rețetă pe care noi am conceput-o. Așa. Începem cu ciupercile. Aici avem zbăciorci și marasmius. Nu sunt destul de cunoscuți, dar ei sunt foarte gustoși și au gust de carne. Te duce foarte mult în zona aia. Lângă ciupercile noastre avem și sosul nostru de casă, care conține 49 de ingrediente. Oh, nu ne ajunge toată emisiunea să le enumerăm și oricum nu o să mi le spui, știu. Nu, este secretul nostru. Este foarte important să avem și un mic secret. Ouăle noastre poșate, făcute în vin și foi de dafin. Arbagicul nostru caramelizat. Iar aici avem o pâine cu ulei de enupăr. Și foarte important, pentru că ne place să revalorificăm ingredientele, acesta este un kimchi din cotoare de mere și de gutui. Ne place să nu aruncăm nimic. Foarte interesant. Și aici ce avem? Este un caramel de sfeclă care nu conține zahăr, care durează 48 de ore. Caramel de sfeclă fără zahăr? Fără zahăr. Nu se poate, trebuie neapărat să gustim chestia asta. Așa. Deși nu sunt mare amatoare de dulciuri, dar sună foarte interesant. Nici nu cred că e foarte dulce. Nu este foarte dulce. Este echilibrat, pentru că ne place foarte mult ca preparatele noastre să fie echilibrate. Ne place foarte mult să ne jucăm cu ingredientele, tocmai de aceea, chiar dacă avem un meniu cu puține preparate, suntem accesibili pentru toată lumea. Chiar dacă vorbim de o rețetă vegană, avem niște ardei umpluți cu miso de nucă, de exemplu, sau dacă vorbim pe partea de vegetarian, avem niște gnocchi umpluți cu miso de urdă. Și am văzut că aveți și ceva pe bază de carne, un burger. Avem un burger pe bază de carne care este făcut 8 ore în cuptor. Oh, deci pentru toate gusturile. Pentru toate gusturile. Costi, ce zici, îți place? Îți dai seama că și cei care ne privesc acum sunt foarte dornici să guste din bunătățile preparate de Costi. Sper că ați savurat sumarul emisiunii noastre de astăzi. Din păcate, aceasta s-a terminat. Ne luăm rămas bun, dar nu înainte de a mulțumi sponsorului nostru, Catena, farmacia inimii. Pe data viitoare!